Am deschis cartea sfântă la Geneza, capitolul 22, de unde vom citi începând cu versetul 1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată, m-a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l arde tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat izi dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îi spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slujilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avram, i-a zis: tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și-au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care îl spusese Dumnezeu, Avram este acolo un altar și a așezat lemnele pe el, a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul ca să junghi pe fiul său. Atunci îngerul Domnului l-a strigat din cerul și a zis: Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis: să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, că știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi al lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus de a luat berbecile și l-a uscat de tot în locul fiului său Isaac. Avram a pus locul acelui numele: Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi: la muntele unde Domnul va purta de grijă. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram și a zis: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, și anume castelele cerului și care sipă de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Avram s-a întors la slujile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Berșeba, căci Avram locuia la Berșeba. Amin. Potrivit cu acest cuvânt, gândindu-mă la ce-o fi fost în mintea lui Avram în timp ce urca și apoi în timp ce cobora, mi-am amintit de cele scrise de Apostolul Pavel atunci când a vorbit despre evrei și apoi despre mântuirea tuturor neamurilor, așa cum i-a făcut de Dumnezeu aici lui Avram, în Romani 11:33. O, adânc cu bogăție înțelepciune și științe lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Binecuvântat să fie acest Dumnezeu tainic, mare, bun și îndurător. Pentru că Avram se gândea ca om în timp ce urca și cobora. Dar Dumnezeu cu siguranță se gândea nu doar acolo și supraveghea de aproape situația, se gândea la momentul în care va duce și el pe fiul său prea iubit și nu să scape ca Isaac, să fie sacrificat și asta pentru noi. O, lăudat și binecuvântat să fie Domnul pentru jertfa fiului său, pentru bunătatea sa, pentru modul său în care a hotărât să ne caute că eram pierduți și să ne mântuiască. Fiți binecuvântați de Domnul în a deveni fii al lui Avram și mai mult, fii al lui Dumnezeu, așa cum au încercat evrei să se laude că sunt, dar nu erau. Noi să devenim adevărat, de drept și de fapt, fii al lui Avram și fii al lui Dumnezeu.
Cele scrise aici pot să poarte titlul Încercarea lui Avram, pentru că Dumnezeu a vrut să pună la încercare pe Avram. Dar mă întreb, oare cel puțin în parte n-a fost și încercarea lui Isaac? Și continui să întreb, dar fiii lui Avram și toți cei care trebuie să se bize pe credință, nu vor fi încercați și ei? Așadar, s-ar putea să fie încercarea noastră, evident, nu în forma aceasta. Dar din încercarea de aici putem să înțelegem câte ceva pentru vremurile și felurile în care suntem și noi încercați. Am primit o lumină înșeptită de aici, care vreau să o împărtășesc cu cei ce sunt interesați de Scripturi, cu cei ce au fost încercați sau conștientizează că vor fi și ei încercați, să asculte și ceilalți și le va fi de folos în mod deosebit la vremea încercării. În primul rând, afirm că încercarea este ordonată și controlată de Dumnezeu. Așa citim. Dumnezeu a pus la încercare pe Avram, Dumnezeu i-a zis, Dumnezeu i-a explicat traseul, cursul evenimentelor, Dumnezeu a vegheat ca la momentul potrivit să strige stop și a dat o altă turnură cu jertfirea berbecului în locul lui Isaac. Dumnezeu a făcut încheierea acestui episod prin binecuvântarea dată. Dumnezeu se ocupă cu așa ceva. Așa s-a întâmplat și cu Iosif, strănepotul lui Avram. Dumnezeu i-a dat mai întâi două vise. Apoi, aparent am spune că a abandonat ideea. Și-au trecut ani, dar nu Dumnezeu pe Iosif l-a abandonat. Căci este scris că era cu el peste tot și în casa lui Potifar și în închisoare. Și cu siguranță Dumnezeu a recunoscut și Faraon, i-a dat acestuia vise. Și Dumnezeu l-a făcut pe mai marele paharnicilor să uite doi ani de Iosif. Pentru că este scris în Psalmul 105, de la versetul 17, le-a trimis înainte pe un om, Iosif a fost vândut ca rob. I-au pus picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce visise el, până când l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să scoată lanțuri și stăpânitorul poporului l-a izbăvit. L-a pus domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui, ca să lege după plac pe domnitorii lui și să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea. Iosif a priceput aceasta. Cred că nu dintr-o dată și cu siguranță n-a cunoscut cursul evenimentelor, dar pe măsură ce ele s-au derulat și în mod deosebit când frații lui au venit în Egipt și când s-a descoperit în modul acela atât de frumos, o regizare înțeleaptă, el le-a zis, poate chiar în momentul în care frații lui se gândeau ce repercursiuni vor avea faptele lor, citesc Geneza 45 de la versetul 5, acum nu vă întristați și nu fiți mângâniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Repetă ideea în versul 7, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păseze viața printr-o mare izbăvire. Dar mai întâi a fost o mare încercare ordonată și controlată de Dumnezeu. Numele Lui să fie slăvit. O a doua idee. De regulă, încercările sunt după o vreme de formare, de școlarizare. Sunt ca un fel de test. După predarea lecției, după absolvirea unei perioade școlare sau chiar a școlii în întregime. De asemenea, am putea spune că încercările sunt progresive, așa ca și examenele la școală, pe măsură ce se avansează și examenele devin mai grele.
Să ne amintim de Avram din faza în care îl cunoaștem, cum a fost biruitor într-un test de ordin material în faza cu Lot și cu împăratul Sodomei. Să ne amintim de ceea ce s-a întâmplat cu nașterea lui Ismael, în problemele lui legat de minciuna aceea de jumătate cu Sara. A trecut prin mai multe teste. Știți cât a așteptat după Isaac? 25 de ani după ce a ajuns în țara Canaan. Și acum a venit o încercare mai mare ca toate. Toate cele de până atunci nu se puteau măsura cu aceasta. Nu știu în ce măsură se putea spune despre lucrurile care exista riscul să fie luate, cât de mult le iubea Avram. Dar aici e scris despre Isaac că îl iubea. Și era normal să fie așa. Nu doar ca părinte, dat fiind făgăduințele lui Dumnezeu. Dar iată că Avram a fost supus la testul acesta. Nu se știe prin ce vom trece fiecare de acum înainte. Oricum, mi-amintesc că spunea o soră în tinerețe soției mele, Dumnezeu întotdeauna ne pregătește pentru ceva mai greu. Și îndrăznesc să spun că evenimentele care vor veni pe pământ de acum vor fi mai grele decât tot ce a fost până acum. Așa că exemplul acesta cu Avram și Isaac ne prinde bine. Poate vom pierde persoane dragi. Eu, cum știți, nu de mult, zis așa omenește, am pierdut pe iubita, pe scumpa mea. Tot ce a fost până aici nu s-a comparat cu încercarea aceasta. Dar mulțumim Domnului că a păstrat-o în picioare și pe ea și pe mine. Dumnezeu care controlează încercarea, cum am spus în prima idee, deși amplifică nivelul încercărilor ce vin, așa ca și în cazul ispitirii, pentru că adesea în încercare suportăm ispitiri dure, El nu lasă să fie peste puterea noastră. În al treilea rând, privind la încercare, putem spune că, de regulă, încercarea este un secret. Nu știm ce se va întâmpla. Bine spunea Iov în cartea sa, un om al lui Dumnezeu, și făcuse el planuri, cum toți ne facem și nu-i interzis să gândim pentru viitor. Dar Dumnezeu ne surprinde cu încercările, ne modifică orarul. Citesc Iov 10 cu 12. Mi-ai dat bunăvoința ta și viața, m-ai păstrat cu suflare prin îngrijire și paza ta. Iată totuși ce ascundeai în inima ta. Iată, știu acum ce aveai de gând. Dar mai înainte nu știa. Eu cred că nici Avram nu știa. Nu știm noi și nu știți cei ce mă ascultați ce vă așteaptă. Și încercările anterioare de care am amintit în cazul lui Avram au fost tot cu secrete. Scrie în Genesa capitolul 15 că Avram, deși primise promisiunea pentru țară, s-a gândit că va reveni tot ceea ce are lui Eliezer din Damasc. Și Dumnezeu a spus, nu, vei naște un copil din trupul tău. Și s-a gândit el cu Sara, cum scrie în capitolul 16, asta nu poate să fie numai cu Agar. Și când i-a spus Dumnezeu că va naște Sara, Avram, spune Scriptura că a zis, să trăiască Ismael înaintea ta. Dar
Dumnezeu i-a spus, nu se rămâne aici, se merge mai departe, scrie în 17:19, cu adevărat nevasta Sara îți va naște un fiu și îi vei pune numele Isaac. Dar au știut ei când se va naște? Cât va dura, cât au de așteptat? Nici vorbă. Cred că și în faza încercării a fost un secret ceea ce urma să întâmple pentru Isaac, doar de aceea a întrebat unii mielul. Înclinăm să credem că a fost un secret și pentru Sara și cu siguranță pentru slugi. Că lui Dumnezeu îi plac tainele. Și cineva m-a întrebat, frate, dar de ce nu știu, de ce nu spune Domnul? Și eu răspund, pentru că examen și nu se șoptește. N-ar mai fi examen dacă ți-ar șopti, dacă ne-ar lăsa cu cărțile pe masă. Rămâne să fim probați. Tocmai așa se consumă o încercare. Nu știm ce va urma, nu știm ce ne așteaptă. Nu știm cum vom fi salvați. Îmi amintesc că ne spunea fratele Mihai German de la Ciudei din Ucraina despre un caz în care o femeie necredincioasă împreună cu copiii de-a ei s-a înțeles cum să scape de soțul care se pocăise și aveau probleme în fosta Uniune Sovietică. Ce s-au gândit ei când să Paula Cartofi a făcut o groapă mare probabil pentru cartofi, dar s-au gândit mai întâi când să așeze cartofii, dăm cu sapa în cap și am terminat cu el. Doar comuniștii nu ne-au la rost că e pocăit. Nu știa fratele ce l-așteaptă la capă de rând sau de muncă seara, dar nu știa nici femeia ce o așteaptă. Pentru că Dumnezeu, așa cum a spus în prima idee, a vegheat. Și a venit un trăsnet, a lovit-o pe femeie, au sărit vecinii, faceți o groapă, s-o băgăm în pământ, groapa e săpată. Au băgat-o repede și s-au grăbit să o acopere ca să fie salvată. A mărturisit ea, fratelui care l-am amintit, că atunci s-a întors la Domnul. Deci iată ce interesant, ce tainic lucrează Dumnezeu. Cum bine spuneau niște frați, uneori aveam de face cu încurcături omenești, dar de fapt sunt aranjamente dumnezeiești. Lăudat să fie Domnul pentru modul tainic în care lucrează, a Lui să fie slava în veci. În al patrulea rând, privind la încercare, putem să spunem, fără să greșim, că de regulă este neînțeleasă. Chiar dacă noi putem să ne autoevaluăm și să spunem Dumnezeu are drept să ne pedepsească, El găsește vină la noi, așa cum spunea și Iov, dar totuși nu înțelegea. Pentru că în raport cu ceea ce făceau alți oameni, El privind la faptele Lui, n-ar fi fost drept ceea ce i se întâmpla. Și prietenii Lui au bâșbăit până când, dându-și cu părere, au greșit în aprecierile lor. În cazul lui Avram era foarte neînțeleasă încercarea. În primul rând pentru că toate făgăduințele lui Dumnezeu pentru el se legau de Isaac cu nume și prenume, am spune noi acum. Atunci, cum e valabil ce a spus Dumnezeu dacă îmi cere ca să-l aduc ardere de tot? Așa este în încercare. Nu are logică ceea ce se întâmplă. Tocmai de aceea este proba noastră adesea după gândirea lui Dumnezeu, nu după a noastră. În urmă, pricepem și noi. Cum spunea un frate scump, toate încercările ce au venit peste mine și-au avut rostul și locul. Dar am priceput numai după aceea și până să pricep, am fost tare plângăcios. Nu știu dacă a plâns Avram în taină, dar adesea în încercări plângem, ne punem întrebări și vine diavolul, ba, mai se adaugă și oamenii cu întrebările lor și au loc dezbateri și frământări.
deși mai bine ar fi să tăcem așa ca prietenii lui Iov în prima săptămână când l-au vizitat. N-a fost așa și în cazul lui Iosif. Visele lui se legau de viața de familie. În Cartea Genesa, la capitolul 37, este scris că în visele lui, în primul, a visat că erau cu toții la legatul snopilor, în mijlocul câmpului. În al doilea vis, erau 11 stele, frații lui, și totuși el este dus departe de familia lui. Cum se vor împlini promisiunile lui Dumnezeu? Nici frații lui, aș spune, că n-au crezut, doar de aceea au zis, scrie în 37 cu versetul 29, și vom vedea ce se valesc de visurile lui. Au văzut, dar până una altă n-au înțeles. N-au fost de acord ca Iosif să fie conducătorul lor, dar dacă i-aș fi întrebat peste ani, în timp ce Iosif cârmea țara Egiptului, e bine să fiți sub comanda lui Iosif? Care v-ați descurca în locul lui? Nu trecuseră ei prin școala prin care trecuse Iosif. Deci iată ce interesant lucrează Dumnezeu. Îmi amintesc, dragii mei, că am visat cu vreo 2 săptămâni înainte de a pleca soția mea la Domnul că finalizam studiile. Am visat eu și mai înainte că urma să studiez discipline noi, dar acum eram la finalitatea studiilor, ne adusese ultimul test la o disciplină, o notă. Și știam că urmează teza finală. Și luasem nota 10 la acel test. Și îi spun la cineva în vis, cum mi-a dat mie 10? Că eu nici acum nu știu să răspund la întrebările astea. Am răspuns așa la nimereală? Cum? De-am bifat corect. Era cumva un test grilă. Și am adăugat în vis, și urmează licența. Și eu nu mă simt capabil. Și am înțeles mai apoi, și cu asta trec la punctul următor referitor la încercare, că ce nu înțelegem la un moment dat, asta nu înseamnă că nu luăm examenul. Dar, rețineți în al cincilea rând, încercarea se biruie sau în încercare câștigăm numai și numai prin credință. Și asta am priceput dimineața după acel vis. Lucrările neînțelese, lucrările acceptate prin credință sunt notate favorabil dacă stăm liniștiți și vom spune ca și Avram, fiule, Domnul va purta de grijă. Dar cerea în mintea lui. Atunci credința este de cel mai mare ajutor. Este scris în Evrei, la capitolul 11, că Avram și-a făcut scenarii. N-a fost cum s-a gândit el. Dar a fost notat bine pentru că erau scenarii ale credinței. Citesc Evrei 11, de la versetul 17. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul fiu, el care se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Și de aici trebuia să gândească ceva, ce se va întâmpla dacă moare, dar totuși, cum se vor împlini făgăduințele lui Dumnezeu, că se vor împlini. Că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Poate și imagina din cenușă, sau cum? Mai văzut oare Avram vreo înviere? Urma să se petreacă ceva în premieră? E foarte important să credem. Dar credința noastră nu are de a face numai cu lucrurile de aici. Apostolul Pavel a fost dus și el într-o situație limită. El, care a avut așa descoperiri, n-a știut ce se va întâmpla? Nu.
scrie în 2 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 9, bancă ne spunea gândul că trebuie să murim. Deci și-au luat gândul de la viață. Pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Îmi place o cântare cântată o soră când am vizitat-o împreună cu soția în perioada ei de boală și am reținut în mod deosebit o strofă care zice că nu m-am nicio speranță. Atunci tu vii în ajutor, mă mângâi și îmi dai siguranța vieții dincolo de nor. Credința și nădejdea, noi le fixăm undeva mai aproape, Domnul va lucra azi. Dar dacă nu e gata încercarea, mutăm mâine și o mutăm așa până la pragul mormântului. Și dacă nici până acolo nu se rezolvă, ancora este o nădejde ce trece dincolo de mormânt. Credința în învierea morților. Cum n-a așteptat Marta și Maria să vină Domnul în perioada de boală a lui Lazar? Și știți vorba de acolo, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Adică ar fi așteptat să vină și ar fi dorit să vină, dar Domnul a zăbovit intenționat, deși a fost anunțat. Spune Scriptura în versetul 3 din Ioan 11, surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubește este bolnav. Dar Domnul a lăsat ca să moară și o întreabă pe Marta, reziști? Și ea spune, citesc versetul 24, știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Ba mai mult, a făcut o declarație de mare clasă în credință. Da, Doamne, a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul de Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Cum? Și să nu rezolve problema așa cum s-a gândit ea? Și-a dorit. Dar credința mută hotarul până în veșnicie. Despre Ilie citim că a fost un om cu slăbiciuni, dar s-a rugat cu stăruință, cu credință. Și-a trimis slujitorul să observe ce se întâmplă pe cer după prima rugăciune și cred că l-a trimis crezând că vine ploaia. Și după a doua rugăciune a procedat la fel, nu cred că a făcut-o doar așa să-și pună solul la plimbare ca să ia o mică pauză între rugăciuni. Și s-a rugat până la șaptea rugăciune și eu cred că dacă nu venea ploaia la rugăciunea a șaptea, se ruga a opta. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să rămânem tari în credință. Sunt încercări care se lungesc la Avram, au fost câteva zile, spune Scriptura aici în Genesa 22, versetul 4, a treia zi, au fost ore de drum, apoi cred că momentul cel mai crucial a fost acel în care și-a legat fiul și, bineînțeles, când a pus mâna pe cuțit. Dar Avram a putut să spună iată-mă la începutul încercării și a putut să spună iată-mă și în momentul cel mai critic al încercării. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru felul în care tot El ne sprijinește, căci credința se bazează pe făgăduințele Lui. Să credem așadar că Dumnezeu ne salvează, ne va mai salva. Și dacă nu ne salvează aici, cum spuneau cei trei în fața cuptorului, noi tot cu Dumnezeu rămâne, că El ne-a promis marea salvare, marea mântuire. Măriți și binecuvântat să fie Domnul. Să avem încredere deplină în El, că Dumnezeu poate să ne vină în ajutor, numele Lui să fie slăvit și binecuvântat. În al șaselea rând, privind la încercare, putem observa că izbăvirea aparține Domnului. Ba chiar mai mult că uneori e foarte, foarte simplă. Aici
În cazul lui Avram, dacă i s-ar fi spus dinainte, trebuie să te duci doar să ridici un altar, doar el era obișnuit cu altare. Face o plimbare cu fiul tău, doar gospodăria rămâne în grija lui Eleazar, se descurcă bine. Veniți înapoi, vă mai vorbește Dumnezeu din cer, o să-ți facă niște mari promisiuni. Dar nu e așa, astea sunt după aceea. Când vedem ce simplu este pentru Dumnezeu. Am citit despre un tânăr care, în timpul unui conflict, nu mai știu ce a fost, război sau ce-o fi fost, sau era doar urmărit de către doi soldați inamici, de către doi dușmani, și-a dat seama că urmează să fie prins, n-avea unde să mai fugă, să alerge, și-a intrat repede într-o mică peșteră. Și îndată a observat, uitându-se cu teamă spre intrare, că un paianjen mare țesea de zor o pânză la intrare. N-au trecut decât câteva minute, au apărut urmăritorii și unul zice, oare n-ai intrat aici? Celălalt spune, nu putea să intre, că e pânză de paianjen, trebuia să o rupă ca să intre. Și așa a fost scăpat. Și acel om salvat a zis, cu Dumnezeu o pânză de paianjen este un zid. Și fără Dumnezeu, un zid este o pânză de paianjen. Nu s-au dărâmat zidul Erihonului? Ba da, au căzut ca o pânză de paianjen. Pentru că, așa cum mi-a spus Dumnezeu, fiind vorba de Isaac, lui Avram și Sarei, este oare ceva prea greu pentru Domnul? Dacă am avea suficientă credință, ne-am putea chiar bucura să spunem, vreau să văd cum se va termina încercarea asta. Ce va mai face Dumnezeu în atot înțelepciunea Lui asistat de atot puternicia Lui? Să ne amintim de războiul acela inițiat de dușmanii regatului Iuda, așa cum este descris în cartea 2 Cronici, capitolul 20. Regele Iosafat a intrat într-o mare spaimă pentru că o coaliție militară se apropia de granițele țării. Dar ei au strigat către Dumnezeu și din rugăciunea lor vă citesc numai versetul 12. O, Dumnezeu nostru, nu-i vei judeca tu pe ei, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Adică, Doamne, să spunem și noi, vreau să vedem cum vei lucra în situația aceasta. Ce interesant s-a derulat lucrurile acolo. Dumnezeu i-a făcut să se bată între ei până s-au nemicit, au lăsat prăzile și evreilor nu le-a rămas decât să meargă spre front cu cântăreți în față și apoi să vină cu mari binecuvântări 3 zile și a patra a fost serbarea în valea ce a purtat numele dat de acel eveniment, binecuvântare. Dacă ar fi știut totul dinainte cum se va derula, Iosafat a trebuit să spună, Doamne, adu-i mai repede că vin cu cadouri. Da, până la cadouri a fost spaima. Da, noi vorbim acum de felul în care se rezolvă criza, situația. Pentru Dumnezeu totul este foarte simplu. Cineva și-a imaginat următoarea scenă sau poate fi fost reală, nu știu. Se spune că 2 păsărele s-au văzut amenințate de un vânător și deasupra de un vultur și au zis, e gata cu noi. Ori vânător ne pușcă pe amândouă, ori vulturul lovește măcar una. Dar în clipa următoare, vânătorul a împușcat vulturi, iar un șarpe l-a mușcat pe vânător de picior. Și le-au zburat liniștite mai departe. Da, se poate întâmpla așa. Dumnezeu are toată puterea. Mărit și binecuvântat să fie numele Domnului. Nu le înțelegem așadar pe toate. Dar văzând felul în care Dumnezeu aduce izbăvire și ce scopuri are, cum aici
a prefigurat moartea fiului său, cum cu încercarea aceea Golia din Valea Terebinților Dumnezeu a avut ca scop să le arate tuturor evreilor care este împăratul, să-l scoată în față. Saul n-a priceput. Dar Dumnezeu în felul acesta își derulează lucrările. Alteori Dumnezeu nu intervine. Cum nu mi-aș fi dorit eu ca om, ca sora Dena să rămână, să fie soția mea? Dar iată că Dumnezeu a îngăduit ca ea să plece, îmi spune noi, prea repede. Nu cunosc în întregime tot ce scrie în procesul verbal al lui Dumnezeu, prin care a hotărât să o mute de aici și eu să rămân singur. Dar sunt încredințat că Dumnezeu este profund implicat nu numai în lucrarea aceasta, și în multe alte lucrări. Dumnezeu rezolvă multe. Eu am o vorbă. Dumnezeu cu un drum rezolvă mai multe treburi. Eu știu câte a rezolvat numai în cadrul familiei și al neamului și a adunării și a frățietății. Dar eu am un spectru vizual limitat. Dumnezeu însă, de sus, de la înălțimea Lui, le vede pe toate. Mi-amintesc în ziua anunții noastre, cu 33 de ani în urmă, păstorul a spus: Dumnezeu vede drumul vostru până la capăt. Iată că aici a fost un capăt. Nu știu unde e celălalt capăt, dar știu că dacă ne vom sili să rămânem credincioși, nu acesta e capătul capăturilor, ci e o continuare fără capăt în împărăția lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, în al șaptelea, pot afirma privind la Avram că întotdeauna o încercare biruită este urmată de făgăduințe, de binecuvântări, în funcție de nota obținută. Așa a fost cu Iosif, de care am tot amintit în predica aceasta. După ce Dumnezeu l-a testat, l-a promovat, după ce Avram a fost biruitor, Dumnezeu a făcut făgăduințe mari. Așa cum îi scrie despre făgăduințe lui Dumnezeu, cum scrie Petru, că sunt mari și scumpe. Dar acele făgăduințe ne-au fost date în urma testării fiului său. Aici în Genesia 22 se scrie despre Avram că Dumnezeu i-a zis: pe mine însumi jur, pentru că ai făcut lucrul acesta, să n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, așa nume ca stele celor și care sipă de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Avram a reținut aceste cuvinte. Cred că s-a bucurat. Ce împlinire ai să birui o încercare, și dacă e una simplă, numai să taci din gură când cineva te ocărăște fără temei. Dar după o asemenea probă, să rămâi credincios, să rămâi în picioare, asta e drumul mântuirii. Scria Petru în Întâia Epistolă, în capitolul 1, citesc de la versetul 7, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât taurul care pierde și care a fost încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Cât se n-ar vrea să treacă pe sub arcul de triumf, dar asta este numai după ce luăm aceste probe. Până atunci ne frământăm, plângem, suferim. Dumnezeu vrea să ne dea biruințe. Nu ne încearcă Dumnezeu să ne distrugă, nici să-și bată joc de noi, să spună că nu suntem capabili. Ne probează după putere.
Așa cum am spus, încercarea este ordonată și controlată de Dumnezeu. E în urma formării, e la vreme potrivită. Și chiar dacă este un secret, ce va fi? Chiar dacă este neînțeleasă vremea încercării, poate fi traversată prin credință. Cum avem noi frumoasa cântare, inspirată din Biblie, prin credință. Munții s-au mutat prin credință, morții au înviat prin credință, frații din trecut, mari minuni cu Domnul au văzut. Da, Dumnezeu ne dovedește, are scopuri. Citeam recent într-o carte ce a fost tradusă din limba rusă, urmea să fie tipărită, despre un evreu ateu care, văzând cum pot suporta încercările grele, un fel de jupuire de piele, a zis, înseamnă că este Dumnezeu. Și fiind un moment critic în care rușii trebuia să se retragă, veneau nemții, cei ce conduceau închisoarea au hotărât să-i împuște pe cei ce erau închiși. Și i-au pus pe toți cu fața în jos și el atunci s-a rugat, Doamne, dacă existi, cum cred în urmă la ce am văzut la acești doi credincioși, scapă-mă. Și au început de la un capăt și îi împușcau. Și când au ajuns la el, n-au mai fost gloanțe pe țeavă. Și atunci gardienii ce au zis, îi lovim cu baionetele. Dar interesant, au început din celălalt capăt, deși ar fi trebuit în mod natural să continue cu el. Și când mai aveau încă doi până el și el se ruga, Doamne, scapă-mă, a strigat paznicul, fugiți că vin nemți. Și a scăpat. Da, dacă vom vedea ce urmează, finalul, și finalul cel mare în împărăția lui Dumnezeu, vom spune ca și Apostolul Pavel că încercările noastre ușoare, întristările noastre, cum le numește el acolo, dar astea sunt încercări, lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Să ne ajute Bunul Dumnezeu pe noi toți cei ce am avut harul să cunoaștem pe Cel ce s-a născut din Avram, pe Domnul, pe adevăratul Isaac, pe toți cei ce vrem să stăm la masă cu Avram, cu Isaac, să putem rezista în toate probele prin care Dumnezeu ne va trece. Să se poarte Domnul cu noi cu îndurare, cu bunăvoință, dar dacă trebuie să trecem, să știm că prin credință vom putea trece. Nu mergem într-o direcție greșită. E drumul cel bun spre slavă, spre Domnul. Nu slava ne încântă, Domnul slavei ne atrage. Nu măreția și gloria, ci bucuria care ne este pusă înainte, harul care ne așteaptă. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul care ne încearcă, Domnul care ne izbăvește, Domnul care are gânduri atât de nobile și atât de înalte pentru noi, încât adesea nu-L pricepem. Da, un lucru pricepem și să-L pricepem în continuare. Să stăm lângă El orice s-ar întâmpla. Căci Dumnezeu are proiecte mărețe. Și când în urmă vom vedea ce s-a realizat, vom admira ce opere de artă divină, care sunt net superioare oricăror lucrări omenești. N-au putut niciodată regizorii de film sau istorici în creionarea lor, oricât de artistică, să redea anumite evenimente, să poată gândi măcar de cum realiza ce a făcut și ce face Dumnezeu. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.